Toate ieșirile domnului Burchel nu sunt eu în măsură să le comentez, dar în momentul, ultima cel puțin, de acum 2 zile, în momentul când a atacat și clubul și a venit cu niște explicații, zic eu, destul de puerile, dar nu asta e important. Important e că a făcut niște afirmații foarte periculoase. Adică a spus, domne, ceva de genul Marius, am vorbit cu Marius, n-are el nicio vină, clubul e vinovat, departamentul nu știu care, da, de la noi. Ca și cum cluburile din România au departament de resurse umane. Au întocmit un contract ilegal pentru că trebuia să cerem carnetul de antrenor al lui Marius Croitoru, că atunci când l-am angajat ca antrenor secund. De asta am și făcut marele efort să aduc carnetul de antrenor al lui Marius Croitoru și să-l arăt. L-a avut. Da. Bine, domnul Burchel a venit și a spus, domnule, adică l-am cerut către club, așa, actele și nu mi-au fost trimise. Și uite că nu are semnătură, nu e valabil. Da. Semnătura titularului nu. Am răspuns atunci pentru că la 20 de minute după ce a venit mail-ul de la Școala Federală de Antrenori, ne-a venit un alt mail în care ne punea să plătim viza, taxa anuală de antrenor al lui Marius Croitoru. Și atunci, dacă tu îmi ceri actele în condițiile în care, că le-am și dat colegilor voștri, contractul încheiat între FC Argeș și Marius Croitoru, da? În care... Stai să-i explic că carnetul ăsta a contestat cineva că îl are. Da, după aia am văzut... Lucian Burchel a contestat faptul că nu e echivalat. După aia a venit și a spus, domnule, nu e echivalat. Dar cum adică nu e echivalat? Dar cine e dânsul? E cumva primul ministru sau ministrul dezvoltării, ministrul învățământului? Discuția pe care am avut-o a spus că este autoritate care echivalează. Care e autoritatea? În orice domeniu. Marius Croitoru și-a dus la chioșcul din colțul străzii și a scos acest carnet? Adică, în primul rând, ca să o luăm așa etapizat, în momentul când a fost angajat, i s-a cerut licența UEFA A, pentru că asta prevede, conform regulamentului, angajarea unui antrenor secund, da? Și carnetul de antrenor. El a venit cu carnetul de antrenor. FC Argeș și orice club din România, structură sportivă, nu poate controla sau verifica, autentifica astfel de documente. Da? Deci, scrie în regulament carnet, acesta este contractul care are viza Comisiei Tehnice, are ștampila de la Federație, număr de registrare de la club și de la registratura Federației Române de Fotbal și conform regulamentului privind statutul antrenorului, am respectat în tocmai mai mult, spuneam mai devreme, Federația Română ne pune să și plătim, adică Școala Federală de Antrenori ne pune să și plătim acest badge de antrenor secund, care îți permite să stai pe bancă la toate jocurile, verifică și avizează acel contract al lui Marius Croitoru ca antrenor secund, care l-ați văzut mai devreme, și ne pune să plătim și taxa anuală de 850 de lei. Am și factura aici și ordinul de plată. Deci, spuneți-și mie, cum nu este antrenor? Cum este șeful școlii de antrenori din România? Asta e licența UEFA. Spune că nu este antrenor. Noi n-am angajat o persoană de pe stradă, noi am angajat o persoană de notorietate, care de 4 ani, este al 4-lea sezon, care activează în Liga 1, da? Și atunci cred că era de datoria celor de la Școala Federală de Antrenori să verifice toate aceste documente, pe care noi le-am luat în calcul. Dar nu poți să vii acum să spui, domne, ilegal contractul încheiat de FC Argeș. Adică își asumă niște... Păi nu, dacă e și ștampilat de Comisia Tehnică, tot, din moment, da, cred că a fost verificat. Dar v-am spus, am plătit inclusiv taxă pentru viză de antrenor, viză anual, da, de 850 de lei. Adică nu mi se pare normal. Mai mult, domnul Burchel, în calitatea lui de șef al Școlii Federale de Antrenori, face o adresă către Comisia de Disciplină și îl cheamă, vă aduceți aminte cazurile Poenaru, Croitoru, Prepeliță, da? Și îl cheamă pe Marius Croitoru, că despre el vorbim acum, în calitate de antrenor. Și el este suspendat de către Comisia de Disciplină în calitate de antrenor. Adică tu vii după și spui, continuă, de că ai văzut declarația domnului Burchel și spune, acum ne-am dat seama că de fapt acel carnet nu este valabil. Și acum să-i spun domnului Burchel, care bineînțeles că nu cunoaște regulamentul, nici măcar ăsta al statutul antrenorului, să-i spun, Marius Croitoru, etapele, sunt 4 etape, da, de a obține licențe. E carnetul de antrenor, licența C, licența B, licența A și ultima, care de fapt finală, care e separată, e licența UEFA Pro, da? Carnetul de antrenor al lui Marius Croitoru este corect, este emisă și școala terminată în Moldova. El a făcut și licența C, și BU, și AU, pe care îl deține în momentul ăsta licența, tot în Moldova. Deci era logic că toate etapizarea, el a făcut un zigzag, adică s-a dus și a luat carnetul de antrenor, că nu putea să-și lea în România, pentru că aici, și aici a fost o problemă, că de asta au migrat foarte mulți dintre tehnicieni sau cei care vreau să devină antrenori, mizau către Moldova pentru că nu aveau studiile terminate. Nu aveau bacul. Da, și în România nu te primea, deși legea nu prevedea nicăieri așa ceva. În sfârșit, Conducerea Federației Române de Fotbal a intervenit, a impus școlii de antrenori și ceva să accepte ceea ce se și întâmplă. Marius Croitoru s-a conformat, a început școala de carnet de aproape 2 ani de zile în România, este în momentul ăsta cursant la acea școală. Aia de la început. Da, păi trebuie să o ia de la început. Și mai puțin chestia acum. Dar de la început, momentul în care o federație este afiliată la UEFA și îți dă certificatul ăsta, cu chestia asta aici, să arătăm puțin cu licența. Păi la ei. Da, deci cu asta cu UEFA aici, poți să antrezi în orice lume. Și în Anglia, și în Spania, și în orice țară. Dar știi ce e ciudat? E recunoscută. Adică n-ai cum, e recunoscută. Nu poți să fii antrenor. Că nu te ia nimeni în Spania sau în Anglia. Nu, dar eu cred că aici a greșit probabil și șeful școlii, că nu s-a documentat înainte, pentru că mie mi se par actele în regulă. Adică e angajat ca antrenor secund, da? Eu aș vrea să văd ceilalți antrenori care sunt fără licențe sau ca ce sunt angajați. Cum iau ei salariul, înțelegi? Sau contract? Da. Și aici, Gabi, aici e o problemă. E o problemă pentru că el vine și spune ce, domne, nu-i recunoscut. Continuăm, da, continuăm în alte vremuri. Mister chiar a avut, adică o idee, o chestie interesantă pe care a spus-o și... Păi a spus-o și în direct, nu? Eu n-am spus-o în direct. De exemplu, eu am luat carnet de antrenor prima, categoria 4, cum era în perioada aia, că ne-am calificat la un mondial. Asta eu puteam, deci cu categoria 4 eu puteam să mă duc în fața unor copii, deci la copii și junior, să încep să le explic ABC-ul fotbalului, cum să poziția corpului, cum să preiei, cum să lovești mingea. Crezi că puteam să mă duc în fața unor copii să le explic ABC-ul fotbalului? Doar pe criteriul de performanță. Retorică asta. Cam asta e și cu carnetul ăsta. Ok, ca să ajungi undeva, trebuie să treci și celelalte etape, da? Nu, dar mai spuneți ceva interesant, faptul că în țările civilizate în fotbal, Italia, Spania, nu există noțiunea asta. Nu există termenul ăsta de carnet de antrenor. Direct, prima licență. Problema e că există niște acorduri economice între toate țările. Da? Noi vorbim de zona asta, de jos, adică de grădiniță clasa 1, să zic, că asta înseamnă carnetul cu licența C. Da? Deci există niște acorduri, da? Economice. Adică, să vă dau un exemplu, în România un jucător moldovean, da? Din Republica Moldova, este asimilat ca fiind Uniunea Europeană. Da? Deci nu este extracomunitar. De ce un antrenor nu? De ce îi cere unui antrenor din Moldova carnetul de antrenor din România? Asta nu e bună explicație. Cea mai bună explicație, dacă această federație este afiliată și este acreditată de UEFA să poată să emită licența UEFA Pro, poate să antreze. Marius Croitoru poate să fie secundul lui Klopp sau lui Guardiola. Da. Fără niciun fel de problemă. Ar avea nevoie și Klopp și Guardiola. Ar avea nevoie un pic, că vreau să fac trecerea și... Da, da, există aceste acorduri. Da? Inclusiv există acorduri la nivel guvernamental între guvernul de la București și cel de la Chișinău. Recunoaștem diplome de liceu, cu bacalaureatul, de facultate și așa mai departe. De ce n-am un simplu carnet? Dar nimeni nu vine să spună, dom'le, cine nu ți acceptă? Cine nu trebuie să existe un motiv să spui că nu e valabil. Adică trebuie să existe un motiv. De ce adică n-ar fi valabil? Pentru că tot e ok, că nu sunt 12 luni, sunt 14 sau sunt 6. Am înțeles. Dar care-i logica? Nu poți. Există... Apropo de lucrul ăsta, plus după aia vii și spui, dom'le, acum ne-am dat seama. Dom'le, știți de când e Burchel șeful Școlii Federale de Antrenori? Cu 2 ani. Nu, de 3 ani. Deci acum, imediat, în februarie, la începutul februarie, îmi face 3 ani. Deci tu în 3 ani de zile, pentru că primii pași care trebuiau făcuți, în primul rând trebuia să faci o bază de date. care era foarte greu de făcut. Mi-a explicat și Gabi mai devreme de când a dus el actele și așa mai departe. Dar puteai încet, prin licențiere, prin sistemul de licențiere, cluburile de Liga 1, tot staful, cu grupe de copii și juniori, ai academiile care se licențiază. Și atunci îți făceai o bază de dată, adică electronică, nu cum să faci pe hârtie, pe dosare, pentru că sunt maldăre de dosare. În partea a doua, ce făceai? Verificai toate aceste licențe, da? Și vedeai exact ce trebuie făcut. Iar cel mai important lucru, te duceai și lucrai un pic la regulamente. Pentru că tu ești șeful școlii de antrenori, adică tu deocamdată în 3 ani de zile n-ai scos niciun antrenor, niciunul important. Nu, cel mai important, hai să vă dau un exemplu. Păi Prepeliță, până în septembrie, când a plecat de la FC Argeș, era cel mai longeviv antrenor și el avea giucarnel. Vi se pare normal? La Liga 1. Era cel mai longeviv antrenor în Liga 1. Și atunci tu vii și spui dintr-o dată, stai puțin că, de fapt, acum 2 ani nu sunt valabile aceste licențe care vă explica și mister. Dom'le, ți-a dat, e un acord de licențiere, da, UEFA de 52 de țări. Nu o să stăm toată emisiunea pe nu, dar eu nu cred să nu fie o... Măi, trăim în secolul în care trăim deja. Computerele s-au inventat acum zeci de ani. Deci nu cred că nu există o bază de date electronică, nu, în care să aibă toți antrenorii români care sunt cu toate categoriile pe care și se updatează tot timpul. Nu mai poți să stai cu dosare. De la Federația Română de Fotbal nu poți să ieși și să arunci, pentru că e o chestie în care se demonstrează că nu cunoști regulamentul și oarecum arunci cu noroi în tot ce se face la celelalte departamente sau chiar în conducerea federației, pentru că normal te duci acolo. Când ziceam, le mai luai apărare. Păi nu, n-au nicio vină că în momentul în care a ieșit, pentru că toată lumea... Păi nu, stai puțin, eu ce să mă duc eu acum să-i spun cum? Bea de altă speță, mă. Așa, eu încerc să termin, eu te înțeleg pe tine. Nu, să punem punct și cu asta. Ce e important e ca să se intre odată, da, să se facă ordine. Ai niște reguli clare și începând de acum sau de campionatul viitor să se știe clar, adică să se schimbe regulamentul. Cu ce? Cu carnetul? Da. Nu, e pe legea sportului. Și vine, e inclus în regulamentul și statutul antrenorului, în care spune clar că ai nevoie de carnet de antrenori. Însă, în momentul când îți cere angajarea, în acest regulament spune, dom'le, trebuie să aibă licența antrenor secund, că de asta vorbeam. Ca să angajezi un antrenor secund la Liga 1, îți trebuie licența UEFA. Antrenor principal îți trebuie licența UEFA Pro. Că cele două... Da. Și la inițiativa cui... S-a dat chestia asta cu legea sportului. Că trebuie să ducă cineva. Asta cred că e din 1900. Nu asta. Păi nu, de când a apărut licența Pro, stai liniștit, că nu e nici asta. Nu, acest regulament e din 2011 și nu e actualizat. Asta vreau să spun, că nu vii cu actualizare. Oricum sunt multe lucruri și amestecate și spețe diferite și cazuri diferite. Și nu e normal întâi să-ți aranjezi regulamentele. De acolo trebuie să pleci. Păi nu, de exemplu, te-ai dus și ai suspendat antrenori spunându-le, și că vorbeam acum săptămâna asta într-o emisiune, nu, că a intrat și domnul Burchel. De ce a dat indicații? Păi, uite-te în regulamentele de la Federația Română de Fotbal, cine are voie să dea indicații.